Vă salut pe toți cu mare drag. Astăzi tema este despre familii, despre, mai bine zis, despre crizele în familie și indiferent dacă bună seara, Stella. Indiferent dacă am întemeiat o familie proprie sau nu, venim dintr-o familie, fie că a fost sau este o familie integră, fie că este o familie alcătuită doar de un singur părinte și copil. Oricum, toți venim din familie, ne dorim sau nu ne dorim familie, asta este deja o altă întrebare. Dar, bună seara! Bună tuturor! Sper că sunteți bine. Eu să știți că aștept întrebările voastre la această temă. S-ar putea pe parcursul live-ului să vă apară mai multe întrebări. În orice caz, știți că eu încerc să răspund prin ceea ce povestesc, încerc să răspund la toate întrebările, atâtea cât este posibil. Bună seara, Olga! Ce vreau să zic este, de la început, aș vrea să vă zic să vă acordați mai multă toleranță în familie partenerului și vouă înșivă, pentru că mulțumesc frumos, Liliana, pentru că noi nu am învățat, nu ne-a învățat nimeni să creăm o familie, cum să ne comportăm în familie, care este psihologia bărbatului, care este psihologia femeii, cum să rezolvăm conflictele din interiorul familiei. Nu ne-a învățat nimeni, nu ne-a învățat nimeni inteligență emoțională. Am învățat, în schimb, fizică, matematică, chimie, mai multe obiecte care ne-au fost de mai puțin folos. În schimb, ceea ce ține de relații, ceea ce ține de confortul tău psihologic, ce ține de urmașii tăi, cum să-i educi, cum să te comporți cu partenerul, cum să te comporți cu proprii copii, asta nu ne-a învățat nimeni. Dacă am avut norocul să avem o familie sănătoasă, frumoasă, în sensul că părinții s-au iubit și au arătat această dragoste copiilor, atunci am preluat acest exemplu. Dacă nu am avut acest noroc, suntem primele generații care învață să mențină o familie într-un mod frumos și sănătos. Cum poți să cunoști persoana de la bun început că el este pentru tine? Nu știu, asta cred că știu ghicitoarele, cum să cunoști de la bun început dacă este pentru tine sau nu. Glumesc, o să încerc să răspund mai târziu la întrebare. Desigur că inteligența emoțională este o bază pentru familie, dar noi nu am avut parte de aceste cunoștințe. Așa ceva la școală nu ne s-a predat, psihologii nu erau la modă și nici nu activau până recent. Deci nu trebuia să ne bazăm doar pe proprie intuiție, pe ceva cunoștințe așa ciupite de la televizor sau din niște cărți sau de la o mătușă mai înțeleaptă, dar nu am cunoscut aceste lucruri și de ce am trecut perioade emoționale grele în familie și mai trecem în continuare și depășim crizele așa cum putem, fiecare așa cum poate. Bună seara, Viorica! Și asta vreau să zic de la bun început, să
fiți toleranți cu voi înșivă și cu partenerii voștri, pentru că nimeni nu a învățat asta. Abia acum începem să învățăm, abia acum apar cărți la tema aceasta și suntem cumva oricum prea ocupați, prea prinși în diverse activități ca să acordăm mult timp acestui subiect. Deși viața ne aduce în punctul în care trebuie să acordăm atenția acestui subiect. Ne aduce în punctul în care ne spune că asta este o prioritate și dacă nu vei învăța despre familie și dacă nu vei învăța despre cuplu și despre comunicarea în cuplu, atunci pur și simplu nu se va o criză sau un conflict nu va putea fi depășit și va duce la despărțire sau la separare. De aceea cunoștințele sunt extrem de importante și de aceea am făcut și am creat acest training maraton Calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul pentru a aduce aceste cunoștințe filtrate, deja acumulate din propria mea experiență, din experiența mea ca psiholog, din nenumărate cărți citite la această temă și aveți acolo un set de instrumente și cunoștințe deja gata, pregătite, doar le puteți consuma într-un mod foarte ușor. În scurt timp, pe 11 august, voi lansa a treia ediție a maratonului Calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul și acolo veți găsi cu siguranță mult mai multe răspunsuri la întrebări, veți găsi informații mult mai în profunzime, așa că vă aștept cu drag la acest training. Suntem norocoși totuși că avem acces la foarte multe cărți care te pot ajuta să ne dezvoltăm emoțional. Exact, este minunat acest lucru. Acum depinde doar de dorința fiecăruia de a cunoaște cât mai multe lucruri. Iar cine nu are această dorință, cum vă ziceam, sau nu dă prioritate cunoașterii propriei lumii emoționale, a psihologiei bărbatului, a psihologiei femeii, viața te aduce la punctul în care trebuie să înveți. Este o lecție pe care toți trebuie să o trecem. O viață în cuplu sau o relație, chiar și o relație de scurtă durată, întotdeauna este o provocare. Întotdeauna va trebui să depășești ceva sau propriile limitele sau limitele acestei relații. Așadar, este un subiect inepuizabil întotdeauna la întotdeauna în capul listei, da, și întotdeauna de maximă actualitate. Neapărat o să fac o listă de cărți și o voi posta pe stories după live ca să puteți vedea lista de cărți pe care o recomand. Dar haideți să începem. Neapărat o să recomand cărți. Haideți să începem cu începutul, da? Când tinerii decid să semneze un act de căsătorie sau decid să se mute împreună, chiar dacă nu merg la starea civilă, oricum este o semnătură virtuală undeva în capul lor. Sau una reală, pe hârtie, da? Semnează actul căsătoriei și viața, ca și cum se angajează în viața de familie. Dar această semnătură înseamnă lucruri diferite la etapa inițială, când începe viața în cuplu. Pentru bărbat, această semnătură înseamnă de multe ori o apropiere sexuală. Pentru că până a începe viața de familie,
Bărbații curtează femeia, da? Au o viață sexuală neregulată și trebuie să fac un efort pentru asta. Acum semnează și totul devine mult mai simplu. Totul se simplifică pentru bărbați. De ce am început cu asta? Pentru că pentru un bărbat tânăr asta este o prioritate. Asta este foarte important. Semnează pentru că acum va avea alături de el o femeie frumoasă, o gospodină și lucrurile ca și cum se aranjează. Adică bărbatul consideră că atunci când se căsătorește, el oarecum și-a găsit deja femeia, și-a găsit locul și lucrurile se liniștesc pentru el. Femeia când semnează la starea civilă, semnează pentru protecție, pentru siguranță. De acum înainte va avea un bărbat lângă ea care o va proteja. Semnează pentru cine romantice, pentru surprize, da, pentru o viață așa pe o stare de wow, da? Pentru că vă ziceam înainte, bună seara, pentru că toate poveștile citite copiilor s-au terminat cu cele 3 zile de petrecere la nuntă. Ce se întâmplă după nuntă, nimeni nu le explică copiilor și nici tinerilor, da? Ceea ce văd tinerii înainte de căsătorie, văd alte familii și văd doar partea frumoasă. Ei nu stau toată ziua într-o familie ca să vadă tot ce se întâmplă, cum se cresc copiii, cum certuri au loc acolo. Sau, în general, se orientează astăzi foarte mult după pozele pe Instagram, când văd o familie fericită cu 2-3 copilași, cu părul creț, cu ochii albaștri, momentele frumoase. Ei nu știu și nimeni nu le explică cum va evolua mai departe relația. De ce, cum vă ziceam, semnează anumite așteptări. Tinerii semnează anumite așteptări, care imediat după ce încep să trăiască împreună sau imediat după căsătorie, aceste așteptări încep să se destrame. Este foarte interesant faptul că unii bărbați după căsătorie nu mai sunt la fel de romantici, pe când alții nu încetează să cucerească partenera. Acei care nu încetează să cucerească partenera sunt probabil sunt cu siguranță niște bărbați maturi și cu o inteligență emoțională bine dezvoltată și pusă la punct. Majoritatea bărbaților însă și femeilor la fel încă nu au o maturitate emoțională atunci când se căsătoresc, mai ales la noi în cultură căsătoriile la noi în țară căsătoriile au loc destul de devreme. Acum mai puțin, dar înainte foarte devreme. 18, 19, 20, 21 de ani, ceea ce eu consider că este destul de devreme pentru tineri să se căsătorească la această vârstă. Și prima criză vine foarte rapid, aproximativ între luna a treia și luna a șasea după căsătorie. Eu acum vorbesc la general, bineînțeles că sunt excepții, bineînțeles că sunt diferite vârste la care se căsătoresc oamenii, cineva se căsătorește la 40 de ani și deja este vorba despre doi oameni maturi. Eu vorbesc în general și bazându-mă pe faptul că în primul an după căsnicie au loc aproximativ 50% de divorțuri. Probabil totul se prăbușește în momentul când tinerii realizează că așteptările nu coincid cu realitatea. Absolut corect. Așteptările nu coincid cu realitatea, pentru că la început este faza de atracție,
când se întâlnesc, când tinerii se întâlnesc și până la a treia lună de căsătorie, este faza Romeo și Giulietta, da, faza romantică. Când, în primul rând, hormonii se află la un nivel foarte înalt, la, da, la bărbați, testosteronul la femei și la bărbați și la femei, dofamina, serotonina, oxitocina, da, tot este o explozie hormonală și acești hormoni te fac să vezi, deci dacă dofamina este înaltă, atunci ea dă așa o senzație de că totul este nou, că totul este prima dată, este frumos. Serotonina îți dă o senzație de acceptare. Ea este cea mai frumoasă, este unică. El este cel mai bun bărbat, extraordinar, da? Oxitocina oferă o apropiere foarte, foarte mare. Îmbrățișeri, da? Când tinerii nu se pot dezlipi unul de altul. Și asta este extraordinar de frumos. Ei fac surprize, cine romantice, zboară cu parașuta, nu știu, tot felul de chestii foarte interesante pe care le inventează, sunt foarte inspirați și este, totul este frumos. Apoi încep să trăiască împreună și fiecare... Nu, acest vârf hormonal începe să scadă, da, pentru că este imposibil să rămână la așa un nivel de înalt. Totul are loc ciclic în viața noastră. Acest vârf hormonal începe să cadă și apare obișnuința sau toleranța. Da? Exact ca la cineva care începe, ca la alcoolic, de exemplu, să dau așa un exemplu, bea câte un pahar de vin, apoi apare toleranța și el vrea două pahare de vin. Apare toleranța și vrea trei pahare de vin. Exact aici apare acest moment de obișnuință, de toleranță, nivelul hormonal scade și începi să observi că totul nu este chiar așa cum mi s-a părut. Ea deja nu mai este nici singura, nici unica cea mai frumoasă, nici atât de sexy parcă nu mai este, nici atât de deșteaptă. Și ea la fel vede că el, de fapt, din prințul ei s-a transformat într-un bărbat care își lasă ciorapii pe jos, nu își spală cana după el, iese seara cu băieții. Și asta nu-i convine, da? Adică fiecare apare în fața celuilalt așa cum este și asta duce la o distrugere a idealului. De aceea foarte des între prieteni ei încep să se plângă, să spună ah, el nu este ceea ce am crezut eu. Sau el zice ah, ea nu este așa cum am crezut eu. Da? Deci, la prima criză, tinerii încep să înțeleagă că viața nu este așa ca în filme, da? Că viața împreună nu este alcătuită doar din cine romantice și zborul cu parașuta sau ieșiri la cluburi sau întâlniri cu prietenii. Viața împreună înseamnă partenerul tău cu tot ceea ce a venit el de acasă, cu toate obiceiurile lui, cu toate lucrurile plăcute și neplăcute și este un om obișnuit pe care trebuie să-l accepți așa cum este el. Deci, prima criză, eu aș numi o criză de imaturitate emoțională a tinerilor. A doua criză, și în această criză, după 3-6 luni, au loc suficient de multe divorțuri. Dacă nu a fost doar atracție sexuală și
nu a fost doar un interes, să zicem, față de partener foarte superficial, dar a fost ceva mai profund, au fost ceva emoții mai profunde, atunci cuplul depășește această etapă și merge mai departe, nu divorțează, pentru că au această conexiune un pic mai profundă. Dar a doua criză vine imediat după prima, la un an de la căsătorie și aici iarăși apar aproximativ ca și cum vine al doilea val de de dezamăgiri. Tinerii văd că așteptările nu le-au fost realizate și după un an de obicei divorțează iarăși. Vine a doua criză când tinerii divorțează. Următoarea criză este când femeia rămâne însărcinată. Femeia însărcinată și nașterea copilului. Probabil înainte de căsătorie trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a construi ceva puternic și de a face o echipă bună. Da, bineînțeles că ne asumăm, noi spunem în cuvinte că ne asumăm această responsabilitate. Când spunem da în fața altarului, noi credem cu tot sufletul că vom trăi toată viața împreună. Dar lucrurile iau altă întorsătură pentru că nu suntem pregătiți. Deci, a doua criză, când vine a doua criză, bărbatul, adică când femeia rămâne însărcinată, bărbații de multe ori, în general, nu înțeleg ce se întâmplă. El a semnat pentru o femeie frumoasă și sexy, iar acum ea începe să se transforme, corpul ei începe să se deformeze. Are tot felul de capricii, mofturi, gusturi, ba vrea înghețată la mijlocul nopții, ba vrea struguri în mijlocul iernii. Adică bărbatul devine tot mai stresat. Femeia iarăși are o explozie, are loc o explozie hormonală în corpul ei și ea nu știe ce vrea, nu știe nimic despre cum va avea loc, cum se va simți la naștere, cum va avea loc această naștere. Este frică de durere, este frică de necunoscut. Adică încep să domine tot felul de frici. Dacă mai apar anumite probleme legate de sănătate, ele trebuie depășite. Femeia are nevoie de susținere în acest moment, iar bărbatul în acest moment se îndepărtează pentru că nu știe cum să facă față acestei situații. Și de obicei în această fază este că fiecare se descurcă așa cum poate. Dacă nu există conexiune, dacă nu există comunicare, atunci femeia nu primește această susținere, s-ar putea ca asta să devină o traumă pentru ea, pentru tot restul vieții în familie. Dar dacă nu suntem dezvoltați emoțional, atunci o dăm în bară. Așa este. Așa. Următoarea criză este apariția copilului. Ceea ce este egal cu apariția haosului. Ei, dacă celelalte crize au fost depășite cât de cât, pentru și copilul, chiar dacă este extrem de așteptat într-o familie, oricât s-ar povesti cineva cum este să ai un copil, oricât ai încerca să-ți imaginezi asta, nu vei putea să-ți imaginezi până nu o să ajungi să trăiești asta. Foarte greu le este celor care sunt obișnuiți cu un anumit ritm, cu un anumit mod de viață. Bărbații de obicei sunt foarte pedanți, vor ca toate lucrurile să fie puse la locul lor, aranjate. Ei vor întotdeauna o claritate, atât în cap cât și în casă, pe rafturi. Ei vor să știe totul clar și totul să fie cumva sub control. Și aici apare copilul care dă peste cap absolut orice înțelegere despre ce înseamnă ordine sau control. Deci, în casa ta a intrat haosul.
timp de 7 ani, o tornadă, a intrat o tornadă incontrolabilă, absolut. Și părinții rămân oarecum șocați, nu sunt pregătiți pentru așa ceva, mai ales dacă copilul este foarte energic, nu doarme noaptea, apoi apar tot fel, chiar dacă este un copil care doarme și este perfect sănătos. Probleme cu alăptatul, cresc dinții, se îmbolnăvește și ba medicul este la tine acasă, ba trebuie să duci soția și copilul la spital, ba. Adică vine o avalanșă nouă de probleme legate de nașterea copilului, cărora este foarte greu să le faci față, fizic, psihic. Bărbatul se simte detronat. El era în regele, el era cel căruia îi se oferea cea mai multă atenție. El era iubitul și preferatul, iar acum a apărut un concurent. Anume, așa se percepe în inconștientul bărbatului apariția copilului, ca un concurent. Și bărbatul devine lipsit de această atenție, lipsit de corpul frumos al femeii, lipsit de toată dragostea ei, mai mult s-ar putea să perceapă dragostea și atenția ei față de copil ca fiind mult mai mare și să apară gelozie față de propriul copil, oricât ar zice bărbatul că nu este așa. Acest sentiment apare în mod inconștient de foarte multe ori. Femeia se simte el încearcă, bineînțeles, din răsputeri, să ajute, să facă ceva, dar totul nu este suficient de bine. Femeia simte că doar ea poate să controleze lucrurile. Mai apare și mama soției, care știe tot, bineînțeles, și vine și sare în ajutor. Sau dimpotrivă soacra, care vine și sare în ajutor, și asta este un factor foarte stresant atât pentru ea cât și pentru el, adică bunii care sunt întotdeauna gata să vină și să dea o mână de ajutor, dar această mână de ajutor foarte des duce la conflicte și mai adânci în familie. Plus, tot aici apare epuizarea, oboseala, nopțile nedormite, iritarea. Deci, femeia se simte iarăși puțin insuficient susținută. Apare iritarea pe fonul de oboseală și foarte, foarte cunoscută situația. Da, această situație este clasică. Și nimeni nu te pregătește, nu te poate pregăti suficient de mult pentru asta, oricât ți-ar povesti, oricâte cărți ați citi, niciodată nu veți fi suficient de pregătiți pentru această perioadă. De aceea este nevoie, de aceea zic că este prea devreme, sunt prea devreme aceste căsătorii timpurii. E nevoie măcar un pic de stabilitate emoțională, un pic mai multe cunoștințe pentru un pic de cunoștințe de comunicare între parteneri, pentru ca femeia să poată să-i comunice partenerului că ea nu este supărată pe el în acest moment, de exemplu, dar este supraobosită sau are nevoie de o ieșire în oraș sau are nevoie de o îmbrățișare, da, de o susținere. Nu are nevoie de implicarea soacrei sau a surorii sau a mai nu știu cui. Deci este foarte important în acest moment familia să se consolideze, să se ajute unii pe alții, dar asta este posibil doar atunci când există o înțelegere în profunzime a lucrurilor, o înțelegere a cum funcționează femeia psihologic și pentru ea cum funcționează bărbatul psihologic, ce necesități are, da?
M-am oprit cam mult la această fază, dar este una în care apar cele mai mari probleme, încep să se acumuleze cele mai multe frustrări, cele mai multe lipsuri, da, sentimentul de lipsă, de înțelegere, de abandon chiar. Și aici partenerii se pot separa și se pot distanța foarte tare. Aceste supărări și frustrări rămân cumva în interior înghețate, pentru că este nevoie de au nevoie să aibă grijă de copil, sunt prea obosiți, au alte priorități, au nevoie, de exemplu, să și muncească în același timp, și atunci este complicat să menții comunicarea activă în această perioadă. Următoarea criză, următoarea criză este criza de, dacă se depășește aceasta, da, cu succes, este criza de la 7 ani, când copilul merge la școală. La această etapă, la această vârstă a copilului, da, când copilul merge la școală, familia iarăși se confruntă cu un stres foarte puternic, pentru că apar noi necesități. Până acum trebuia să avem grijă de copil să nu cadă, să fie sănătos, să mănânce la timp, să-i satisfacem anumite necesități așa mai simple, ca să zic. Deci niciodată nu sunt simple, la fiecare etapă sunt foarte destul de complicate, dar acum copilul are nevoie să-i satisfacă și niște necesități emoționale și niște necesități intelectuale. Implicarea părinților, iarăși, trebuie să fie și mai mare. Aici este importantă implicarea tatălui la vârsta de 7 ani. Este foarte important ca tatăl să se implice în comunicarea cu copilul, să aibă activități comune, să-l ducă la școală, să-l aducă de la școală, să meargă în vacanțe împreună. Este important acest lucru la vârsta de 7 ani. Și mama iarăși își continuă mai departe funcțiile de mamă, dar îi apare, cum vă spuneam, noi responsabilități. În cuplu, la acest moment, partenerii decid cumva că apare o doză de plictiseală. Ei s-au obișnuit deja unul cu altul, au ridicat copilul sau copiii cât de cât, și apare o doză de plictiseală, ca și cum își caută noi provocări, noi interese. Aici este important ca interesele cuplului să coincidă. Aici este important să faceți activități împreună. Spre exemplu, să găsiți un sport care vă place tuturor, da, și părinților și copiilor, să urmăriți aceeași emisiune, să aveți același hobby, da? De exemplu, poate fi fotbalul care îl urmăriți toți împreună, sau Formula 1, sau mergeți la tenis împreună, sau faceți drumeții împreună. Adică un hobby comun va uni foarte mult familia la această fază. Următoarea criză este criza vârstei de mijloc, care coincide de obicei cu criza vârsta adolescenței la copii. Aici apare revolta, protestul copiilor, da, ei vor să se manifeste altfel, își cer drepturile, da, și tot în acest moment cumva cariera
cariera soților ajunge la un anumit vârf și apare un dezinteres, da? Foarte des, anume aici, bărbații decid că viața lor a ajuns să sunt într-un impas și ei trebuie să facă o schimbare. Această schimbare, de obicei, este o fie în carieră, fie în familie. Adică, cumva, încep să-și pună întrebarea dacă au făcut alegerea potrivită, dacă se simt prost în această, încep să se simtă prost în această familie și decid să schimbe familia, să facă o familie nouă. Lucrând în Franța, primul lucru care m-a mirat și m-a încântat în același timp, că în familiile responsabilitatea pentru lucru din casă și ocupațiile cu copiii sunt egale între ambii părinți. Da, da, Luminița, avem de la cine lua exemplu, și, dar în Franța, la fel ca și în alte țări europene, foarte rar veți întâlni cupluri care se căsătoresc la vârsta de 20, chiar și 25 de ani, da? După 25, în jur de 30-35 de ani, și atunci fiecare înțelege deja ce înseamnă responsabilitate. A șasea criză este criza cuibului gol, atunci când copiii cresc, pleacă de acasă și toate problemele, toate nemulțumirile, toate frustrările, toate supărările, începând din ziua nunții, când ea s-a supărat că părinții lui s-au implicat mai mult decât trebuie, el s-a supărat că nu au nașii care și i-a dorit mama lui, părinții ei s-au supărat pe părinții lui și au fost tot felul de ciocniri și certuri, da? Pentru că nunta la noi în Moldova și în România este o afacere de familie de multe ori și tinerii nu prea contează și părerea lor nu prea contează, ci familiile se înțeleg între ele. Apar tot felul de certuri, supărări și neînțelegeri și începând cu acel moment, trecând prin toate fazele pe care vi le-am descris până acum, s-au acumulat foarte multe lucruri, care uneori au fost, femeile le-au împărtășit prietenilor, bărbații s-au descărcat la o bere sau la un pescuit sau la o ieșire cu băieții, dar pentru că din diverse motive au rămas împreună, dacă motivul nu a fost dragostea, da, care a stat, a constituit fundamentul relației, ci ce o să spună lumea, nu pot să divorțez, cum să rămân singură, cum o să mă descurc cu doi copii sau cu trei copii, iar el se gândește, nu pot totuși, trebuie să rămân în familie pentru că voi fi judecat, etc., etc. Sunt foarte multe motive pentru care alegem să rămânem într-o familie disfuncțională, dar în momentul în care copiii pleacă de acasă, atunci vine valul cel mai mare. Asta nu înseamnă că în acest moment au loc cele mai multe divorțuri, dar golul interior poate să te copleșească. Foarte multe femei descriu acest moment când copiii au plecat de acasă, când a rămas singură cu partenerul, ele se exprimă în așa fel, spun, eu nu exist, eu ca și cum nu exist. Pentru că până din momentul căsătoriei până în acest moment femeia s-a dedicat totalmente familiei, s-a dedicat copiilor, casei, soțului, poate jobului parțial, dar femeile foarte mult se dedică familiei,
Și când copiii pleacă, rămân pustiite, cu un mare gol interior. Bărbații în acest moment se îndepărtează și mai tare și fie rămân să trăiască într-o casă ca doi străini, fie femeia caută să-și împlinească acest gol urmându-și copii. Fie se duce după ei, dacă învață într-o școală în străinătate, dacă se căsătoresc, încearcă să se implice în familia copiilor și totul începe iarăși pe același cerc vicios. Următoarea criză este atunci când apar nepoții, dar ultimele crize deja la sfârșitul de viață au loc, adică fie iarăși partenerii trăiesc ca niște vecini, neavând nimic în comun, sau își descarcă frustrarea unul pe celălalt și au lupte continue. Fie la fel se pot separa sau are loc un separarea prin deces. Oarecum inconștient, unul din parteneri decide să plece. V-am descris pe scurt crizele în familie ca să... Da, într-adevăr, Natalia zice, într-adevăr, așa este. Da, așa este, pentru că asta este viața noastră și dacă... Da, cei care mă ascultați cu adevărat, adică cu siguranță ați trecut, fie printr-o etapă, fie prin mai multe, poate vă regăsiți la una din etape, fie puteți să preveniți cumva prin să preveniți o următoare etapă, o următoare criză prin cunoștințe, da? Iarăși, încă o dată vă spun că foarte multe lucruri utile învățăm la trainingul maraton, calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul. Chiar și cei care nu au încă o relație și vor să o construiască, este foarte bine să știți aceste lucruri. Iar acei care aveți o relație, puteți preveni multe din frustrările și supărările și durerea prin care este alăturată fiecare crize. Vă aștept cu cel mai mare drag să vă înscrieți la maraton. O să vă zic câțiva factori care duc la apariția acestor crize. Da? În primul rând, 80% din problemele în cuplu este lipsa de comunicare. În unele din etape, într-adevăr, ne regăsim. Sper să le trecem ușor peste ele și în continuare să rămânem cu toți cupluri puternici și să ne iubim până la adânci bătrânețe. Să dea Dumnezeu, Olga, așa să fie. Deci, lipsa de comunicare constituie 80%. Noi nu știm să comunicăm și anume la maraton vă dau foarte multe instrumente despre cum să comunicăm eficient, cum să auzim bărbatul, ce spune, auzim cuvintele, dar să înțelegem care este subînțelesul, ce vrea să spună. Și la fel, bărbații învață să audă, asculte femeie și să înțeleagă care este necesitatea ei în spatele acestor cuvinte și noi pe noi să ne înțelegem. Cum vă înscrieți la maraton și când are loc? Începe pe 11 august și o să vă puteți înscrie pe site-ul sanda.life, da? www.sanda.life. O să scriu aici, o să dau o să postez în pe Instagram și pe Facebook, o să vedeți, o să puteți intra direct pe site, o să scriu și aici imediat. Da.
Deci, sanda.life și intrați pe trainingul maraton Calea ta spre o relație armonioasă cu partenerul. Imediat vă scriu și... Așa, am scris. Iarăși factor, un alt factor sunt viziunile diferite asupra educației copiilor. Foarte, foarte important este să înțelegem ce valori are, ce valori am eu și ce valori are partenerul. Da? Pentru că uitați-vă, dacă, dacă s-au căsătorit doi tineri, în familia lui valoare era libertatea, da? Și fiecare avea cumva o viață destul de liberă și se ocupa de ceea ce vrea și de ceea ce îi place. Iar în familia ei valoare era, erau tradițiile, da? Copiii, familia. Și se întâlnesc și la un moment dat, după ce trece această fază de atracție și de Romeo și Giulietta, înțeleg că stai puțin, dar noi avem valori cu totul diferite. Noi vedem viața diferit. Și apoi ea începe să spună, da, la mine în familie mama cu tata făcea așa. Și el spune, dar la mine mama cu tata făcea așa. Și începe o luptă de idei ale familiilor. Și nu este... nu este eficient această luptă și nu este corect. Este foarte important ca soțul cu soția să se separe de familiile lor, să existe această înțelegere de la bun început că noi creăm ceva separat, ceva al nostru. Da, venim din, poate din culturi diferite, dar hai să aducem ceea ce este mai bun din fiecare familie, să aducem la noi și să creăm ceva al nostru, ceva diferit, ceva deosebit. Deci, dacă mă ascultă tineri care încă nu s-au căsătorit, prima întrebare pe care trebuie să vă puneți unul altuia este care sunt valorile tale, da? Ce este important pentru tine în viață, ce este prioritate pentru tine în viață. Găsiți pe internet o listă întreagă de valori și puteți să alegeți primele trei care ar sta în capul listei voastre. Dați-i și partenerului să aleagă trei valori cele mai importante și să vedeți dacă coincid acestea sau dacă nu coincid. Ups. Suntem? Sau nu suntem? Că s-a oprit conexiunea. Mai scriu o dată site-ul. Suntem, da? Super. Așa. Da, foarte bine, merge. O altă problemă un factor care duce la apariția crizelor sunt preferințe sexuale diferite. Oricât am spune că sunt alte lucruri importante, să știți că preferințele sexuale și viața sexuală este este un factor foarte important. Și dacă acestea sunt diferite și dacă acestea nu coincid, nu prea ai ce face. Da? Trebuie să fii pur și simplu conștient de lucrul ăsta, că acestea nu au coincis și să încercați să găsiți soluții la această problemă. Cel mai bine este să o faceți cu un specialist, nu trebuie să vă fie rușine. Este vorba despre o parte importantă din viața de cuplu. Deci, mai bine să vă adresați unui specialist. Un alt factor important sunt viziunile diferite asupra stării financiare. Da? Cum cheltuim banii, cum ne organizăm, da, cu finanțele. Asta este iarăși un aspect tare important și apar multe discuții la această temă, foarte multe certuri și iarăși aici e nevoie să faceți
ca și un contract să vă înțelegeți, să vă așezați pur și simplu și pe puncte să vă înțelegeți cum, cum distribuim banii, cum, ca un minister a finanțelor, da? Ca un departament a Ministerului Finanțelor, să vă înțelegeți, ca să nu existe aceste discuții, pentru că asta ele pot fi la nesfârșit și doar din această cauză se poate destrăma o familie. Deci, trei lucruri, trei factori cei mai importanți care duc la o criză în familie sunt comunicarea, lipsa de comunicare, lipsa de încredere și lipsa de deschidere, da? Inclusiv de deschidere financiară. Care ar fi... vreau să vă zic că sunt... acestea sunt crize pe care vi le-am descris, sunt niște crize obișnuite în principiu, ca să zic așa, normale, dar sunt și crize speciale. Da? De exemplu, atunci când vă mutați în alt oraș sau în altă țară, asta este un factor de stres foarte mare. Atunci când în familie se naște un copil bolnav, este o criză și ambii soți trebuie să se adapteze la această nouă situație neașteptată, da? Atunci când are loc o pierdere, da? Fie decesul copilului sau decesul cuiva din rudele apropiate, fie boala unuia dintre soți. Adică sunt și niște factori speciali de care ne ciocnim în timpul vieții și nimeni nu este protejat de asta și nimeni nu știe cum se vor aranja lucrurile. Toți pornesc pe picior drept în viață, toți se așteaptă la tot ce e mai frumos, își doresc tot ce e mai frumos, dar câteodată viața ne arată partea cealaltă a monedei, ne punem față foarte multe obstacole, provocări. Și vreau doar să vă zic că cuvântul criză, scris în, cu ieroglife chineze, conține în sine două ieroglife. Unul care înseamnă pericol și al doilea care înseamnă oportunitate. Adică criza aduce două lucruri. Fie este fie vorba despre pericol, fie vorba despre oportunitate. Iar ieșirea din criză are doar două căi. Fie va duce spre separare, fie va duce spre apropiere. Chiar dacă nu este vorba despre un divorț. Străiești cu cineva într-o casă, într-o familie, simțindu-te absolut singur, cred că este mult mai rău. Iar o criză este o oportunitate de apropiere, da? Criza fie spre separare, fie spre apropiere. Iar depășirea crizei poate duce la apropiere. Depășirea crizei va duce, poate să vă ducă la o apropiere. Și pentru că asta se întâmple, încercați să nu înghețați conflictele. O să salvez live-ul. Încercați să nu înghețați conflictele, să nu-i spuneți partenerului ceea ce nu vreți să auziți voi. Să nu învinuiți partenerul. Încercați să vorbiți despre propriile emoții, despre ceea ce simțiți. Să nu generalizați, da? De exemplu, niciodată nu facem asta, niciodată nu ieșim împreună nicăieri. Spuneți concret lucrurilor pe nume, așa cum sunt ele. Încercați să vă puneți în papucii partenerului și să înțelegeți ceea ce simte el. Da? Cum vă ziceam de la început, fiți toleranți, nu? Oferiți-vă mai multă înțelegere unul altuia. Nimeni din noi nu a primit o educație la școală despre relații și despre familie. Dar o puteți primi acum și vă aștept la trainingul maraton, cum vă ziceam.
Oferiți-vă spațiu personal, că oricât de mic ar fi apartamentul, fiecare poate să aibă un fotoliu sau un loc preferat unde poate să stea un pic singur, să-și revină, să-și recapete puterile. Găsiți cât mai multe interese comune, hobby-uri comune, cum vă spuneam. Încercați să găsiți compromisuri, da? Să fiți cât mai toleranți unii cu alții. Ar mai fi multe de spus, dar pentru ca să salvez live-ul, că mi-a scris cineva că vrea să salvez, și eu știu că e nevoie să salvez live-ul, trebuie să ies în câteva minute. Sper că această informație v-a fost utilă. Vă rog să scrieți dacă v-a fost sau nu v-a fost utilă. Ca să aibă o interacțiune între noi, eu mereu spun, eu vin cu live-urile, vin cu informația, vin cu texte, cu citate, cu diverse lucruri pe care vi le împărtășesc și aștept din partea voastră un feedback printr-un mesaj, printr-un cuvânt, printr-o reacție, pentru ca să înțeleg dacă ceea ce fac este important, este valoros, dacă vă aduce ceva în viața voastră. Pentru mine acest schimb este foarte, foarte important și continuăm în același fel. Ne vedem luni în live-uri. Până atunci vă doresc, vă mulțumesc din suflet și eu foarte, foarte mult tuturor. Ne vedem săptămâna viitoare. Sper că ne vedem tot luni. Mă bucur că v-a plăcut, mă bucur din tot sufletul că a fost util. Vreau să fiu util și vreau cât mai mult pot să contribui la asta, dar într-un live este foarte puțin, este imposibil să spui tot, de aceea fac training-uri, de aceea fac Renașterea Femeii. Vă aștept pe toți, fie în training, cupluri, femei, bărbați, cei care vor o relație, să-și construiască o relație, și femeile le aștept la Renașterea Femeii cu cel mai mare drag. Vă pup, o seară frumoasă și o săptămână minunată mai departe.